Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-a regăsit la un nou videoclip. Astăzi, după cum vedeți, facem un nou videoclip în care vom planta. După cum știți, am făcut un videoclip mai vechi cu germinarea lămâilor. Acum va trebui să-i plantăm. Cam așa arată. Va trebui să-i plantăm în niște pahare. Pentru a face această operațiune avem nevoie de o tavă, de niște pahare și de niște turbe. Luăm un pahar, un ghiveci din acesta și îl scoate și îl umplem cu pământ. Și îndesăm din aici. Uitați. Așa trebuie să ne mai punem încă puțin și turba este cea mai bună pentru că nu se întărește ca pământul normal. Pământul normal, când îl rutăm, face o coajă deasupra și nu iese plan. Așa, prin acesta, el se moaie și se poate. Bun, vom încărca toate paharele care vor trebui și voi reveni că sunt toate încărcate. Bun, am terminat de pus pământul și acum va trebui să punem în aceste ghivece, să punem acești pomișori de lămâi. Dați. Luăm unul de aici și luăm și o glastră și facem o gaură cu degetul. Luăm acest pomișor și îl băgăm cu acest colț în această gaură. Cu acest colț înăuntru, în gaură. Aici. Și astupăm ușor, astupăm ușor și după aceea mai punem puțin pământ și astupăm zona. Îl punem deoparte și luăm altul. Uitați. Facem din nou o gaură. Luăm cu colțul și astupăm. Așa. Luăm din nou acolo și punem peste acest. Ușor, ușor, cu grijă. Eu voi termina de încărcat aceste ghivece și voi reveni când voi termina de încărcat. Deci, am terminat de pus acești pomișori. Acum, vom mai avea nevoie de o sticlă de geamuri. O încărcăm cu apă. Și mai întâi o spălăm foarte bine de conținutul pe care îl avea și udăm aici. Fiecare pomișor în parte. Și după aceea va trebui să-i punem și în tavă puțin altă. Trebuie udat foarte des, să fie umed mereu. Și am văzut că mulți sunteți interesați. Am un prieten foarte bun, Luca, care este verjorul meu și i-a plăcut foarte mult și
Am încercat și eu. Vreau să vă încurajez pe toți să faceți acest lucru. Este simplu și ușor. Și nu este greu. Ud și revin. Am terminat de udat și acum va trebui să îi punem undeva unde este lumină și căldură, unde ei vor beneficia de tot ce le trebuie pentru a crește cât mai repede. Și cam acesta a fost videoclipul de astăzi. A fost un videoclip foarte interesant, mi se pare mie. Să scrieți în comentarii cum vi s-a părut și pe dumneavoastră și ce doriți să mai filmez, să scrieți în comentarii cât mai multe comentarii, că vă voi răspunde la fiecare comentariu în parte. Bun, vă salut și vă doresc felicitări și să aveți succes în caz dacă ați încercat și dumneavoastră să faceți acest lucru. Să ascultați aceste videoclipuri ale mele, de toate, căci dacă ascultați fiecare lucru pe care vi-l spun, cu siguranță acești pomișori vor crește. Vă salut și vă doresc numai bine! La revedere!